Bună seara tuturor și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Mistere la granițele cunoașterii. În această seară vom aborda un subiect foarte interesant, împreună cu unul dintre invitații noștri importanți, care vine în permanență cu informații inedite despre astfel de subiecte. Vom vorbi așadar despre neuroștiințele sociale, mai ales că, iată, în aceste săptămâni sunt mișcări sociale importante în România, sunt schimbări de perspectivă la nivel mondial și, prin urmare, cred că un astfel de subiect este cât se poate de binevenit. Vom sta la discuții pe această temă împreună cu domnul profesor universitar dr. Leon Zăgrean de la Universitatea de Farmacie și Medicină Carol Davila din București, unde coordonează Departamentul de Neuroștiințe. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit, mă bucur să vă revăd! Propunerea vine din partea dumneavoastră, așa că cum ați justifica-o? De ce este important acest subiect în contextul zbuciumat al acestor zile? Da, în primul rând, neuroștiințele sociale reprezintă un domeniu important al neuroștiințelor. Există deja reviste consacrate care au acest titlu, iar realitatea ne confirmă că trăim din ce în ce mai mult legați de ceea ce înseamnă informație și procesarea sau prelucrarea informației. Dacă până acum 10-15 ani interesul științific era în general pentru zona, să zicem, materială sau fizicală, în ultimul timp am putea spune că trăim într-o perioadă sau epocă a informației. Cu alte cuvinte, informația a început să dobândească noi valențe în societatea actuală. De altfel, în urmă cu 3 ani, cred că a fost folosit, creat, de fapt, termenul de neurolume, care, iată, acum parcă îl simțim și îl vedem tot mai bine conturat. Ce înseamnă, de fapt, neurolume și de la asta să ajungem la neuroștiințe sociale? Probabil cu toții suntem de acord că în acest moment trăim într-o infuzie sau ocean de informații. Informația a început să capete valori deosebite și este utilizată ca mijloc de coordonare sau influențare a populației. Există deja un termen, aș putea zice, consacrat, deși a intrat foarte recent în literatură, și anume creierul social. Deci așa cum vorbim despre creierul unui individ, deja se vorbește despre creierul social. Lucru care este perfect justificat, pentru că dacă acceptăm că omul a devenit în acest moment o forță foarte importantă de modificare a realității în care trăim, a realității din jurul nostru sau a realității din cosmosul apropiat. În mod cert, există deja elemente care confirmă prezența omului pe Terra, dar cu impact în universul apropiat. Asta înseamnă că informația începe să dobândească valențe cu totul aparte. Și creierul social este, de fapt, un fel de sumum al tuturor gândurilor care există într-un timp apropiat. Pentru că nu putem să separăm gândirea noastră de gândirea anterioară, istorică, indiferent. Toate se leagă. Absolut toate se leagă. Numai că în ultimul timp s-a produs un gen de explozie informațională și componenta de putere a gândului sau a gândirii umane a devenit semnificativă atât pentru Terra cât și pentru universul apropiat.
Din acest punct de vedere, este perfect justificată această noțiune de creier social, dar depinde cum o folosim. Și aici mă gândesc deja la motoarele de căutare, cum este Google. Da. Pentru că deja sunt softuri specializate, extrem de performante, da? Care citesc pe baza paginilor accesate a căutărilor pe care le face fiecare individ pe internet, creează profile psihologice, sociale, cum vrem să le spunem, și dacă nu mai le servește publicitatea la care omul respectiv, în mod personalizat, este sensibil, este interesat. Dar, dincolo de aceasta, știm că, odată ce un acest sistem, cum este Google, creează profile foarte bine conturate ale internauților, este relativ ușor să intuim că serviciile care au acces la baza acestor sisteme pot să influențeze la nivel global prin faptul că știu când și ce fel de idei să transmită în spațiul internetului pentru a crea o anumită emoție, pentru a concentra gândurile oamenilor spre un anumit obiectiv pe care îl vor. Și, cu siguranță, sociologii care sunt suficient de intuitivi ca să înțeleagă și care se treaba cu neuroștiințele sociale pot folosi acest lucru de asemenea în multe direcții. Astăzi știm că trăim într-un spațiu manipulat la greu, prin intermediul mediei în special, a televiziunii mai ales, care este cel mai puternic mijloc de transmitere a informației. Evident că în toate aceste decenii, în ultimele decenii, funcționarea creierului a fost studiată foarte bine. Care sunt rezultatele sau ce știm despre creier care folosește în această direcție a neuroștiințelor sociale? Cum funcționează creierul la acest tip de stimul social? În primul rând trebuie să mărturisesc că am fost surprins anul trecut, de ziua mea de naștere, când am deschis computerul, internetul și a spus la mulți ani Leon. Am crezut că e o glumă prima dată, făcută de fiul meu sau ceva, dar de fapt era chiar produsă de către sistemul de căutare numit Google. Da, așa este. Sistemul informațional în acest moment deja completează mintea umană și aș putea spune și atitudinile societății în general. Pentru că s-a dovedit că există în creierul nostru această posibilitate de interconectare, care este un rezultat al culturii individului. Un om cultivat, un om educat, are alte posibilități, în mod cert, de comunicare cu cei din jur. Există și opusul acestei stări, se numește alextimie, adică o persoană care este incapabilă să comunice emoțional sau să înțeleagă emoțional pe cel din jur. Iar această zonă, după intuiția mea, cred că este, chiar dacă nu este, știu eu, scoasă în față, evidențiată prin atitudinea celor care conduc lumea, cred că va fi studiată și folosită, pentru că, așa cum spuneam, capacitatea de a comunica afectiv și emoțional, de empatie cu cei din jur, este o chestiune legată de învățăm. Acest lucru îl învățăm. Noi ne naștem cu, să zicem, neuronii în oglindă, despre care se vorbește atât de mult. Dar dacă mediul în care trăim nu este adecvat, acești neuroni în oglindă își pierd, sau mă rog, zona corticală în care se află, își pierd atitudinea. Și tare mi-e frică
că unele cercetări, unele rezultate care sunt în acest moment în domeniul cercetării neuroștiințifice pot să fie utilizate chiar împotriva a ceea ce înseamnă societatea umană. Pentru că trebuie să acceptăm, privind realitatea, că este o indusă, nu știu dacă, în ce măsură voit sau nevoit, un fel de dezintegrare a individului, a individului față de societate. Cu alte cuvinte, se pun tot mai multe bariere între individ, între grupuri de indivizi și alții, și cred că cea mai mare falie în acest moment este distanța între sistemul politic actual, și nu mă refer numai la România, ca să fim foarte bine înțeleși, sistemul politic care a început să se izoleze practic de restul lumii și să-l coordoneze doar dintr-un alt loc, dintr-o altă zonă. Cu alte cuvinte, lipsa aceasta de comunicare este foarte periculoasă. Al doilea aspect care dezagregă societatea este tocmai diferența între săraci și foarte bogați. Da. Acum ce mi-a tras atenția și chiar astăzi s-a publicat pe site-ul Cunoaște Lumea un articol în care se vorbea despre un avertisment dat de miliardarul american care conduce companiile Tesla și SpaceX și care spunea că el anticipează că în viitor apropiat, deși spunea că nu-și dorește așa ceva, din cauza progresului excepțional al tehnologiei, al roboticii, că omul este, decalajul între ce pot să facă roboții și oameni este tot mai mare și că el anticipează că este posibil ca într-un viitor nu prea îndepărtat omul să fie nevoit să se transforme într-un cyborg pentru că să-și atașeze anumite dispozitive care pot fi și înlăturate, dar unele să fie implantate în corpul lui, inclusiv în creier, pentru a putea procesa informații, pentru a avea acces la informații și a face față competiției pe care roboții o provoacă până la urmă. În același timp, o altă informație care este la graniță și care este, va naște cu siguranță multe controverse și dezbateri, chiar în această lună, în Anglia, prin decizia forurilor celor mai înalte care administrează acest lucru, s-a dat acceptul unor experimente genetice pe genom uman. Ceea ce mi se pare foarte periculos. Ei spuneau că timp de o săptămână fac aceste experimente. Sigur că ei justifică din rațiuni medicale care avea nevoie. După 7 zile vor opri experimentul, vor distruge toate lucrurile, dar vor să vadă ceva. Este foarte periculos. Să ne confruntăm noi ca și specie cu două mari pericole. Pe de o parte, ceea ce am văzut în filmele SF și ni se păreau că nu poate fi posibil, adică concurența roboților care vor lua tot mai multe locuri de muncă, este ceea ce se întâmplă deja, și posibilitatea, dacă eu sunt sigur că ea este făcută de mult, doar la nivel oficial, nu avem voie să intervenim în genomul uman, să facem experimente genetice pe oameni. Dar eu personal cred că serviciile și anumite grupări foarte secrete fac de decenii lucrul ăsta. Dar iată că în mod oficial s-a acceptat în Marea Britanie să facă astfel de experimente. Cum comentați? Da, aș vrea să leg de fapt cele două probleme, pentru că într-adevăr ambele sunt de importanță mare pentru realitatea noastră, dar cred că domeniul geneticii a atins vârful și începe să scadă. De ce? Pentru că există în acest moment posibilitatea de a produce, așa zis, ADN sintetic. 50% deja sunt rezultate publicate, 50% din ADN-ul natural poate să fie modificat, ceea ce înseamnă foarte mult pentru că s-a realizat într-un timp foarte scurt. Odată având această posibilitate,
Înseamnă că am putea să introducem aproape ca într-o imprimantă 3G, parcă se cheamă, nu? Cea care construiește. Da. Și pe baza ADN-ului, dacă se cuplează acest ADN sintetic cu o imprimantă, practic se poate face orice. Cu alte cuvinte, cred că biologicul, cel puțin din punct de vedere al speciei umane, cedează sau pierde teren în fața sinteticului sau în fața mineralului. Cu alte cuvinte, e posibil ca în 30-50 de ani să nu mai avem interes față de aspectul biologicului, nici măcar față de creierul uman, pentru că vor fi transferate, există acest risc foarte mare de a fi transferate capacitățile creierului, funcțiile creierului unor sisteme artificiale. Și adică vă gândiți la chiar la posibilitatea unui transfer de conștiință cumva într-un sistem jumătate biologic, jumătate sintetic, dar care are performanțe foarte înalte, ca un fel de transplant de inimă, transplantăm cumva sau pe structura pe care o avem noi, în care avem și această conștiință de sine, sunt transferate. Jumătate vom fi sintetici pentru a ne mări performanțe pentru a trăi 500 de ani? Lucruri de genul ăsta. Da, deci, așa zise, proteze inteligente, pentru că până la urmă asta e, deja s-a ajuns la ochiul bionic, mână bionică și așa mai departe. Nu cred că se va merge pe combinația aceasta biologicului cu sinteticului la nivelul ființei umane, pentru că ființa umană, pe de o parte, are, datorită conștiinței, istoriei care a trăit-o, are anumite pretenții. Robotul nu va mai avea nicio pretenție. Sau mașina inteligentă. Bun. Ce vreți să spuneți este că există forțe pe această momentă care și-ar dori să în substituie o mare parte a populației în cu astfel cer. De... În mod cer. Pentru că, sigur, omul sănătos la cap nu-și dorește așa Absolut. Ceva. Și acum, nu aș vrea să înțeleagă că eu acuz pe cineva. Da. Am vorbit un pic mai devreme de conștiință. De fapt, ce este conștiința? Este un sumum de informații pe care mintea noastră le asimilează, le cuprinde. Pentru că nu există conștiință în afara experienței. În mod cert, conștiința umană este o chestiune legată de... Trebuie să treacă prin faza de experiență. Da, altfel dar nu este oare ea dincolo de creier, creierul fiind un instrument care îi asigură experimentele? Sunt absolut. Informația se întâlnește cu masa cerebrală, cu creierul, cu substanța care are capacitatea de a asimila informația, de a o prelua, a asimila și de a oferi conștiinței... a transforma, dacă vreți, cu ghilimele de rigoare, în conștiință. Deci, cu alte cuvinte, nu se pune problema de a avea o conștiință a robotului sau a mașinii inteligente, pentru că s-ar putea să nu mai fie utilă sau o să aibă alt gen de conștiință. Gândiți-vă că noi ceea ce controlată. Suntem... Absolut. Noi ceea ce suntem acum ca ființe umane suntem rezultatul exprimării informației din univers. Nimeni nu poate să excludă acest lucru. Indiferent pe ce linie mergi, creaționistă sau evoluție. Suntem rezultatul exprimării informației din univers. De unde știu eu că această informație din univers nu a prevăzut existența umană ca o fază între trecerea din biologic, din organic, în mineral, în anorganic sau în sintetic? Ce mi se pare interesant în acest context și după asta intrăm în pauza publicitară, este faptul că același miliardar, care îmi scapă acum numele, care conduce firmele Tesla și SpaceX, spunea anul trecut că el consideră că trăim într-un fel de
univers ca un program de calculator și că el se gândește la soluții prin care cumva să putem ieși de sub condiționările acestui program gigantic, ne duce cu gândul la filmul Matrix, în care exact despre așa ceva este vorba, despre o simulare uriașă în care ființele conștiente trăiesc în niște limite date de un program extrem de perfecționat, extrem de complex, care îl asigură pe cel care experimentează că este într-o lume reală. Ne oprim aici și... E o provocare pentru după pauză. Da. Ne întoarcem în câteva minute și continuăm acest subiect extrem de interesant. Am revenit și continuăm discuția despre neuroștiințele sociale cu domnul profesor universitar dr. Leon Zăgrean de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Înainte de pauză vorbeam despre ideea șocantă lansată de un miliardar american implicat în tehnologiile de graniță, respectiv în firmele Tesla și SpaceX, care spunea nici mai mult și mai puțin că el este absolut sigur, chiar dădea un procent, că în procent de 99,9% sigur ne aflăm într-un fel de program de calculator cosmic și se gândea cum facem să ieșim din aceste condiționări. Cum comentați? Cum vi se pare această deci, idee? Ideea este mult mai veche. Inclusiv în cărțile religioase vechi, se susține că, de fapt, totul este din nimic. Din moment ce acceptăm că totul este din nimic, nimicul însemnând, de fapt, în, așa apreciez eu, în înțelesul acelor cărți, de fapt, nimic ce poate fi văzut, cântărit sau pipăit. Da. Dar nu înseamnă că este ceva non-existent. Exact. Biblia spune la început a fost cuvântul. Deci nimicul este informația. Absolut. Deci nimicul este informația. Deci iată, aceste idei sunt de când spuse e om. Spuse într-o formă simbolică. Absolut, absolut. Mai mult, există cărți științifice, inclusiv a unor fizicieni de renume, în care precizează universul din nimic. Pentru că chiar dacă acceptăm concepția Big Bang-ului de formarea acestui univers în care trăim, ajungem la concluzia că cel puțin la un moment dat era totul ca un fel de nor energetic fără niciun fel de structură. Și acum, dacă... Și dinainte de asta am putea spune că este informația, da, care se transformă practic în substanță. Este o chestiune care contravine legilor fizice, cel puțin acceptate, dar nu există. E foarte greu să stabilești când anume sau unde este limita dintre masă și energie. Practic nu există. Da. Energia a devenit masă, pe urmă s-a organizat datorită informației. Și atunci, trăgând o concluzie asupra, putem spune că, de fapt, universul este informație. Universul, de niște legi. Universul este un gând, okay, și chiar am predat la studenți acest lucru pentru că sunt lucrări care, sau universul este o hologramă care este tot de fapt un fel de realitate virtuală și din punct de vedere strict neuroștiințific vreau să vă spun doar câteva exemple și anume tot ceea ce noi vedem are un caracter subiectiv. Deci dacă are caracter subiectiv, înseamnă că nu este adevăr. Absolut. Absolut. Fiecare vede în felul lui, în raport cu ceea ce cunoaște. Mai mult decât atât, am citit acum recent, atunci când măsurăm, când cântărim, când apreciem prin metode fizice realitatea, de fapt noi creăm universul. Cu alte cuvinte, informația care se exprimă prin mintea noastră, și asta este vizibil, nu trebuie să facem niciun efort, informația care se exprimă prin mintea noastră, de fapt, creează universul. Pentru că acum 20-30 de ani s-a gândit cineva că o să ai un aparat
în care să poți să vorbești în toată lumea, în același timp să faci și fotografii, să și înregistrezi, să faci. Iată, da, e o chestie de 30-40 de ani. Asta înseamnă că informația din univers s-a exprimat prin mintea noastră și a creat această realitate care este smartphone-ul. Înainte de a reveni la neuroștiințe și la programarea creierului, vreau să mai fac o completare la ce a spus, pentru că fizica cuantică spune foarte clar că în profunzimile materiei nimic nu este predictibil și că realitatea se schimbă în funcție de observator. În momentul în care observi evenimentul, îl influențezi, el nu mai este independent. În același timp, dacă ne gândim la lumea în care trăim, pe care o considerăm foarte materială, ei, este un lucru elementar pe care îl știe oricine a aruncat un ochi pe fizică, că tot ce avem noi aici, vedem, e format din atomi, care sunt uniți între ei prin niște legături energetice. Atomul în sine nu este o chestie materială, pentru că dacă îl descompui, ce constați? Că este un nucleu care reprezintă 0,00001%, iar da, în rest sunt electroni care sunt energie, care se învârt în jurul. Dar nici măcar nucleul atomului nu este materie, pentru că dacă îl descompui, constați că este format din protoni și neutroni, într-un 99,1% este spațiu gol și protoni și neutroni. Dar nici ei nu sunt cărămida materie, pentru că și ei pot fi descompuși fiind la rândul lor în cea mai mare parte format din spațiu gol. Deci iată că tot ce vedem noi este o concretizare pentru noi a unor realități energetice și atât. Deci da, nu prea există materie. Și informaționale. Și informaționale, în primul rând. Să ne întoarcem la neuroștiințe și la programarea creierului, pentru că spuneam la începutul emisiunii, astăzi se întâmplă și în România evenimente sociale majore și există o serie de discuții că oamenii ar fi manipulați, că vin din propriile gânduri, din revolta sinceră. Sigur că lucrurile sunt și amestecate. Cu siguranță, în momentul în care apar astfel de evenimente sociale majore, chiar dacă ele sunt absolut sincere și oneste, apar manipulatorii de profesie, serviciile românești sau străine, care încearcă să își facă jocurile prin intermediul maselor mari de oameni care se adună pentru un anumit scop. Da, mă bucur că ați deschis acest subiect, pentru că este de actualitate și care poate să aibă în mod cert implicații în viitor. Eu vorbesc în calitate atât de participant la Piața Victoriei, am fost în mai multe seri, cât și de cunoscător a unui grup semnificativ de studenți, pentru că am o comunicare destul de bună cu studenții, așa. Și nu numai prin Facebook. Facebook-ul este o chestiune așa, să zicem, de moment. Dar am o comunicare bună și mă bazez pe o anumită sinceritate care există în comunicarea dintre noi. În mod cert, evenimentul nu a fost declanșat de o entitate cunoscută. Cauza, că are o cauză, a fost modul în care s-au elaborat acele ordonanțe de urgență. Dar nici acest lucru nu este în totalitate valabil sau responsabil. Cred că aspectul cel mai important care a intervenit în acest moment sau, mă rog, la începutul acestei perioade, lumea, majoritatea și special tineretul au simțit și simt că este un gen de oportunitate în acest moment de schimbare. Pentru că un sistem care, și mă refer la sistemul politico-economic, administrativ, cum vreți, nu numai din România, a ajuns în acea separare atât de mare de marea masă a populației, încât oamenii devin conștienți că nu se mai poate acest lucru. Alegerea lui Trump este un exemplu în acest sens. Nu vreau să îl comentăm acum, că nu este. Dar au simțit că sistemul care a venit de 50-60 de ani încoace s-a tot consolidat, nu mai este compatibil cu realitatea.
și riscă să se rupe. Este lege matematică. Da. Atunci când într-o ecuație nu există o egalitate de termen, de forțe, de ce vreți, se produce ruptura. Asta cred că s-a întâmplat. Acum, sigur că eu nu pot să exclud anumite eventual persoane sau instituții care au profitat de moment. Așa zic și eu, au profitat. Au profitat de moment și s-au înserat în. Dar, vă spun din ceea ce am observat eu și mă bucur în mod deosebit. Aparent este o prostie, o consideră unii, sau un neajuns, ca să nu fiu prea dur. Această masă de oameni care manifestă în Piața Victoriei la sute de mii nu a scos pe nimeni în evidență. Asta este un lucru extraordinar. Cu alte cuvinte... Nici n-ar putea să iasă cineva în evidență pentru că l-ar rejecta piața. Bun. Deci asta este cea mai importantă schimbare la care ar trebui să ne gândim și care susține că, de fapt, modul de gândire, conștiința acestor oameni este altfel. Și este în sinergie. Absolut. Iar imaginea aia cu drapelul cu noaptea este un exemplu care nu are niciun fel de explicație decât faptul că informația din univers, ca să nu zic altfel, s-a exprimat prin mintea cineva aceea. A venit sigur, cu ideea. Dar acest lucru, că a apărut această imagine atât de semnificativă și sugestivă, și nu cred că a făcut-o vreo instituție. Eu cred că s-a născut, s-a răstogolit în mintea aceea. Eu am văzut sute de pancarde care au apărut acolo. Fiecare basca lui, cu idei. Da. Unele sunt extrem, extrem de inteligente, da, cu umor. Majoritatea. Foarte mult. Adică cineva, am zis, cu o editură chiar a încercat să lanseze o carte în care să fie adunate toate și aceste... Și este un lucru bun. Da, până la urmă a renunțat că nu știu ce... Mai așteaptă să mai fie. În mod cert, și chiar am scris pe Facebook că umorul este, de fapt, cea mai înaltă dimensiune a minții umane. Ca să faci umor, trebuie să treci de un anumit nivel de cunoaștere și de interpretare a lucrurilor. Da. Și este cea mai puternică forță. Bun, de ce, din perspectiva neuroștiințelor sociale și a manipulării și a programării creierului, de ce n-am putea crede că totuși acești oameni au fost manipulați? Că asta este argumentul sistemului. Domnule, ăștia au venit, sunt plătiți... Sigur, eu am atacat interesele lui Soros în România de nenumărate ori. Acum mi s-a părut grotesc să spui că acești oameni au venit plătiți de Soros acolo. Că unii sunt pe la ONG-uri care au activitatea asta, asta e altă poveste. Aici, majoritatea lor sunt oameni inteligenți, oameni cu anumite educații. Am văzut atât aici în București, cât și în Timișoara și în alte locuri, la plecarea manifestanților, curățenie totală. Da. Și nu asta, numai că oamenii au aruncat pe jos, și asta este un gest care... Cei care au rămas au strâns ca să arate... Asta este creierul deja, asta înseamnă creierul social s-a schimbat. Și când spun creierul social, nu mă refer la creierul sistemului politico-administrativ, ci mă refer la creierul majorității. Și aici este ruptura între sistemul consolidat, cum spuneați, de decenii, care este rigid. Rigid, nu izolat, poate... privește cu dispreț pe ceilalți și încearcă cât mai mult să exploateze. Dar, din perspectiva acestor științe, faptul că s-au mobilizat sute de mii de oameni, poate că 30.000 exagerat, că au făcut mulți calcule în piața universității, câți ară încă în Piața Victoriei. Deci, nu contează. Nu, dă-mi voi. Eu am fost de mai multe ori, și în mai fost. Multe seri. Și m-am uitat și eu cam știu ce înseamnă 1.000 de oameni, pentru că am ocazia să particip. Mi se pare absolut plauzibil ca numărul să fie real. Și mai e ceva. Nimeni nu a stat foarte mult. Asta e. Aici e problema. Asta am observat eu. Am văzut pe bulevardul care merge spre Magheru, nu știu cum spune. Un du-te vino. Deci cam câți plecau, atâția veneau, ore întregi. Adică era un circuit. Absolut. Așa că dacă îi luăm în considerare pe cei care au plecat, nu există nicio îndoială că au fost sute de mii de oameni în Piața Victoriei. Sigur au fost.
Acum, sigur că... Ați întrebat de ce sunt acuzați sau sunt acuzați cei care manifestă că sunt manipulați. Este probabil înainte de violență că va acest sistem politico-administrativ. Și repet, nu mă refer numai la cel din România. Da. Este simțit în toată lumea, mai mult sau mai puțin. Nu va renunța ușor. Asta este, ca să zicem așa, ultima reacție, oarecum pașnică. Anticipați schimbarea sistemului social? Adică venirea unui sistem social care să aibă principii meritocratice, de exemplu? Pot să vă răspund în felul următor. Da. În urmă cu 2 ani am scris un articol într-una din revistele Academiei Române, publicate pe internet, Conștiința la răspântie. Și am precizat acolo, ca să vă răspund științific, să zicem așa. Acest sistem, cert, nu mai are valabilitate. Este depășit. Problema este că schimbarea sistemului nu se poate face decât prin două căi, sau pe două căi. O cale, ca sistemul să devină conștient că nu mai e compatibil, nu mai e de folos și să schimbe dinăuntru, lucru care este aproape exclus din punct de vedere logic, iar altă posibilitate este modificarea conștiinței majorității. Și cred că ăsta este momentul. Și chiar vă recomand, căutați pe internet Conștiința la răspântie. Și o să vedeți fix aceste... Căutați și dumneavoastră pe internet, dragi telespectatori, Conștiința la răspântie, articol scris de domnul Leon Zăgrean acum 2 ani. Îl găsiți și vă va da probabil o imagine mult mai clară asupra fenomenului. Este clar din ce spuneți și din ce se vede că există un creier social al maselor care se dezvoltă, care este revoluționar, sau neapărat revoluționar, ci este o altă paradigmă care îl susține. Trece spre altceva. Și creierul social rigid al sistemului, unde s-a format într-un anumit fel și unde acolo e greu să se schimbe pentru că sunt tot felul de interese și așa mai departe, care este în opoziție cu, întotdeauna când se întâmplă asta, sistemul până la urmă pierde. Atâta vreme cât n-am ajuns încă într-o societate controlată total, o societate Big Brother, în care să fim deja controlați prin... Nu se va ajunge niciodată, asta e părerea mea. Așa să fie. Sistemul, dar poate să iasă cu violențe. Aici este pericolul. Este posibil. Pentru că e vorba de schimbări structurale majore la nivel global. E vorba de state care dețin arme nucleare, în care sistemul nu se poate schimba chiar așa. Păi, tocmai de asta. Dar, dați-mi voie să intervin aici. Cred că dacă este vorba de o schimbare potențială, reală, dar cu ghilimele de rigoare, că potențial și real nu este totdeauna superpozabil, deci dacă este vorba de o schimbare care vine din interiorul informației din univers, sigur se va produce. Da. Nu știu cu ce riscuri, dar cred că această schimbare de conștiință s-ar putea să modifice comportamentul uneia dintre cele două părți, pentru că sunt două părți. Este sistemul actual care este pe linie de scădere, ca să zicem așa, și noul sistem care se organizează. S-ar putea ca acest nou sistem de organizare să nu reacționeze cum vrea cel care moare. Pentru că, cert, va muri. Dacă nu moare el, murim cu toții. Da. Ne-am apropiat de finalul emisiunii. Dacă la ce s-a spus până acum ați mai avea de completat sau eventual să trageți o concluzie? Deci, eu rămân la opinia care o am, că informația este esența Universului, acest sistem economic, politic sau politico-economic a avut ca esență, ca miez, materialitatea, care va fi depășită ca și concepție. Deci informația, spiritul, cultura sunt cele care definesc ființa umană. Iar încercarea de a transforma ființa umană într-un fel de robot absolut nu cred că va merge. Ori va dispărea ființa umană și vor apărea alte forme de
procesare a informației, de preluare a informației, pentru că informația există în univers. Da. Ea se manifestă acum prin noi, probabil peste 20-30 de ani o să se exprime prin alte sisteme. Nu este exclus. Dar cert este, și aici aș vrea să subliniez, depinde de noi cum se face schimbarea și rata în care se face. Și în ce sens? Depinde de mintea noastră a tuturor și, în primul rând, a celor mai mulți pe care îi iubesc. Dar faptul că schimbarea se petrece este arătată și de ce s-a întâmplat în Statele Unite. Indiferent cum ni se pare nouă Donald Trump, el este exponentul poate mai, cum să spun eu... Mai exprimat, mai bine conturat. Mai puțin elegant al unei noi perspective. El este unul dintre unul dintre persoanele care cred că au capacitatea să zdruncine sistemul. Iar dacă în Statele Unite se zdruncine sistemul așa cum îl știm, sigur, nu se va zdruncina radical, pentru că ar însemna să cadă Statele Unite. Nu se poate. nu se poate. Dar va crea un val de influențe în restul lumii, pentru că întotdeauna când se întâmplă ceva la nivelul marilor puteri, țările mai mici vor prelua o parte din model sau cei care vor avea aceeași perspectivă vor avea mai mult curaj, lumea va avea mai multă energie să manifeste într-un anumit fel. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă anunț că în viitorul foarte apropiat, o să vă spun și când, o să organizăm un seminar special pe care o să îl numim Superinteligența și Secretele Corpului Uman, un seminar care va fi susținut și de domnul Leon Zăgrean. Rămâneți aproape, cred că va fi important pentru mulți să aibă informații despre acest seminar. Ne vedem pe o săptămână, până atunci toate cele bune!